Bună ziua! Astăzi vom avea o lecție de evaluare. Vom evalua uh, în lucrarea castelul culorilor uh, modelarea culorii. Vă amintiți că am mai lucrat modelarea culorii cu alb și cu negru și uh, nuanțarea uh, culorilor de la roșu închis spre oranj sau de la galben spre oranj și alte nuanțări. Și de asemenea vom învăța și ce sunt, vom evalua, vom rediscuta ce sunt griurile colorate. Lucrarea noastră se va numi Castelul Culorilor. În această lucrare vom reuși să uh, redăm, să îmbinăm amestecurile tuturor uh, tehnicilor învățate până acum. Vom îmbina armonios elementele de limbaj plastic învățate în semestrul întâi și în al doilea cureloarea lor. Punctul îl observați în aceste cazuri, linia, forma și valoarea. Valoarea o observăm în acest caz. Roșu, apoi din ce în ce gradat amestecat cu negru, se referă la valoarea culorii valoarea lui roșu, roșu mai deschis sau roșu mai închis până spre negru. Avem griurile colorate, alt uh, subiect de evaluat. Observați aici un verde amestecat cu alb în zona de lumină și cu negru în zona de umbră. Acestea sunt griurile colorate. Și în acest exemplu avem tot gri colorat și aici oranjul, verde, orice culoare poate fi uh, valorată cu ajutorul lui alb sau negru. Așa că vom începe să schițăm. Aici este schița desenului. Și apoi încet, încet o vom colora. Nu trebuie să faceți identic, ci doar să urmați pașii, să redați uh, nuanțarea, griurile colorate, să modelați cu alb și cu negru, cu alb în zonă de lumină și cu negru în zonă de umbră.